N-am avut protecția legii, domnule. M-a tărit în justiție cum a vrut el și a bătut joc de mine. Și bârfa satului nu oprește nimeni. Domnul Cârjaliu s-a lăudat. Dacă vroiam, le dădeam 5 ani, dar mi-a fost milă de copiii lor, că au 2 copii mici și nu știu ce. Justiția s-a lăudat că o are la degetul mic și ne-am convins că, într-adevăr, o are la degetul mic, pentru că nu se putea să fim condamnați pentru ceva ce n-am făcut. Bărbatul din imagine se numește Mircea Scărlătescu. El locuiește în comuna Gigea de peste 50 de ani. Din 2008, comuna este condusă cu mână de fier de primarul Cristian Maricel Cârjaliu, un PSD-ist de modă veche. Tot de atunci, mai exact chiar din ziua alegerilor, au început necazurile lui Mircea Scărlătescu. Într-o duminică, în ziua de alegeri, când ne-am dus eu și soția la ora 9 să votăm, am fost așteptați de un vecin de-al nostru, Mustafa Beizat, care era din partea Partidului Național Liberal, rugându-mă insistent să-i fac niște cereri cu legătură cu alegerile locale, cu niște cetățeni care au bolnavi și nu se puteau prezenta la vot. Uite, te rog frumos, hai să le facem la Xerox, că știu că ai Xerox. Zic, dacă nu l-am mai folosit, acest Xerox nu mai merge, că n-are tuș. Zic, dar hai să le scriem de mână. Ne-am dus în sala de ședințe, de sala de sport acolo și am început să scriu. După adeverințele medicale emise de circumscripția de sănătate sau public, cum îi spune Agigea, un doctor care era acolo, am scris după adeverințele respective, erau în jur de 32 de persoane bătrâne și bolnave care nu se puteau prezenta la vot. Am scris 7 cereri, soția mea a scris 12 cereri. De fapt, povestea e mai lungă, eu v-am mai povestit-o, dar pe scurt. Acele cereri pe care eu le-am scris eu și cu soția trebuiau semnate de către acei cetățeni. Numai că acele cereri au fost depuse la birou electoral și le-a depus Beizat Mustafa, cetățenii trebuiau să le semneze. Ele nu au fost semnate, au fost depuse la birou electoral de circumscripție. Domnul Cârjaliu este cel care a făcut reclamație. Dosarul când s-a făcut, el a făcut reclamații împotriva lui Lămureanu și a stafului lui electoral, nu împotriva lui Scărlătescu. A venit poliția, a întomit un dosar penal în care eu eram martor. Eu din martor am ajuns inculpat. Dumneavoastră vrând să faceți un... Da, am vrut să fac un lucru bun, să ajung cetățenii din comuna Lazu, care erau în imposibilitate de a vota. Care nu votau pentru dumneavoastră. Care nu votau pentru mine, da, eu n-aveam nicio treabă cu... Deci votau pentru cine? Nu știu pentru cine. Păi, de unde să știu ce votau oamenii? Dar ei aveau dreptul să voteze. Că îl votau pe domnul Cârjaliu, că îl votau PSD-ul, PNL-ul, ce votau, era problema lor. Eu am făcut un ajutor civic. Am vrut să fac o faptă prin care să ajut cetățeanul respectiv, care era în imposibilitate de a vota, să-l ajut să voteze. Efectul acestor... Condamna mașina de scris. Cârjaliu solicita parchetului să condamne mașina de scris. Eu am scris 7 cereri, soția a scris 12 cereri și Beizat Mustafa a scris restul, până la 30 de persoane. Cum dispare Beizat din dosar? Asta nu înțeleg. Nici eu. Am rămas condamnat și bun condamnați. Efectele... Și Beizat, făcând aceeași faptă, e liber. E liber, da. Cert este că din martori am ajuns inculpați, inculpații au dispărut. În 2012 am fost condamnați de Viorica Lungu, Năstase și Ianca la câte un an cu suspendare, deși practic în prima fază pe fond am fost achitați neexistând fapta și făptuitorul. Doamna Viorica Lungu la 10, președinta completului, a găsit ea și a făcut o lege nouă pentru noi și ne-a condamnat pentru faptul că noi suntem pericol public, pentru că cetățenii din comuna Agigea și-au pierdut încrederea sub semnătură privată. Mă rog, dându-ne un an cu suspendare, domne, când știi că ai greșit, lași capul jos. Eu nu pot să spun că am greșit. Ce am făcut? Am vrut să ajung niște cetățeni să voteze. Păcăleala care mi-am luat-o a fost că adeverințele medicale erau autentice, domne. V-a afectat faptul că ați avut cazier și condamnare? Enorm. Mircea Scărlătescu a candidat și a fost ales consilier local al comunei Agigea în anul 2012. În timpul mandatului a fost exclus de 3 ori din Consiliul Local prin hotărârile 200 din 19 iulie 2012, 293 din 30 septembrie 2013 și 1 din 29 ianuarie 2015.
În anul 2016, Scărlătescu a candidat și a fost ales din nou consilier local. El a fost alungat de la ședința de constituire a Consiliului Local împreună cu un alt ales. De atunci, Consiliul funcționează cu 13 consilieri, deși norma legală prevede 15 consilieri pentru Agigea. Bărbatul spune că în ultimii ani a avut peste 60 de procese civile și penale cu primarul și primăria din Agigea. În ziua de azi nu știu motivul pentru care mi-a făcut ce mi-a făcut. Nu știu. Habar n-am. Dacă îmi vine acum și îmi spune, domnule, ăsta este motivul, poate nici nu o să mă mai gândesc vreodată la el de ce mi-a făcut. A cerut toate actele casei, tot ce am avut eu și mi-a inventat taxa de 180 de milioane, 18.000 de lei și mi-a aplicat-o din 2011 retroactiv. Deci mi-a fost impus o sumă de 180 de milioane. Ulterior am ajuns la vreo 946 pe rate și dobânzi și am băgat la acolo, dobânzi și penalizări. Ar fi 94.000. O sumă imensă pentru un sătuc care se cheamă Lazu. Da, mă rog, asta a fost răzbunarea lui. De ce s-a răzbunat, nu știu. Și cât a stabilit? Undeva a stabilit o sumă de vreo 6.000 de lei. Am rămas, dar după judecăți, unde eu am pierdut numai peste vreo 15.000 de lei, dar scopul lui a fost să-mi ia casa, nu să... pentru că dacă eu nu reușeam să plătesc sau să fac ceva împotriva acestor acțiuni, el mă punea în executare silită.